Păi da, dar ideea cui a fost? Cu rolele, nu a mea. Stai sigur că nu a mea. Am vrut să întreb, ce părere ai despre ce am făcut? Eu nu știu, eu maxim o săptămână mă de ce zici? Dar poate de data aceasta la ei o să se continue mai mult timp? Poate pariem? Uite, am un pariu pentru asta. Știi că nouă campania a plăcut așa și cred că, uite, pariem la ce cine primul din noi doi îi ceartă pe ei. Ce zici? Cine primul din noi doi îi ceartă pe ei? Da. După aici care este să certe. Pe oricare din ei, da? Păi da. Facem așa ca să ajungă că ei să se certe. Păi eu le asta liber pe tot. Ești sigur? Da. Păi hai să vedem cine e primul. Ha. Păi la ce? La ce pune pariu? Propune tu. Bine, hai decidem după. Bine? Ok. Ești gata? Da. Astăzi avem o zi foarte interesantă. Începem? Da. Îmi pare bine că ai revenit, Robert, al meu. Păi e că e foarte frumos. Hai că... Te-am prins. Oare, mi-aduc aminte noi când am fost seara la Pusaronie. Ce mi-e rău pădut de peste tine. Melissa. Atunci când m-a dat, m-a sărutat. Hai vorbești cu Robert acolo. Dar acum am văzut eu. Da, acum a crezut. Robert, mă ia în brațe la tine. Da, dar unde-i Mateu? Mateu e pierdut. E pierdut pe undeva pe așa. Cred că s-a găsit vreomul. Eu gagicuță. Bine, haide să mergem, nu stăm. Hai, ce-am venit aici?
Poți, Sofie? Eu deja m-am învățat, tot mai bine, da? Mă scuz! Robert! Mie îmi pare că mai bine pot să mă plimb pe ele decât să stau pe loc. Ei, ce faci mai acolo? Da, Robert! Nu se poate învăța atâta pe roli. Parcă eu sunt o bară asta de colorat care sunt aici. Eu pot să mă... Nu, te țin așa de mine. De parcă eu sunt expertul. Nu vezi că eu abia mă țin. Păi eu am spus că eu pe loc nu pot sta. Cum ții, Melissa? Vrei să-ți arăt cum... Vreți să vă arăt cum eu pot? Mai era. Iată, apuși-o să vedeți. Uitați-vă atent. Oh, tell me, have you found... Totul bine? Foarte bine. Foarte bine. Hai, dar vedem cum să te amplezi. Hai, că asta cred că e ultima. Ce caut cu ea? Sofia a căzut, Melissa, și eu am prins-o și sunt sărăneasă. Melissa! Robert, calmează-ți iubita, altfel o flucăiesc. Ce-am mai făcut deja? Ce-am mai făcut? Ai, ce dormea poate de tine. Nu ți închipui. Am căzut, Cristiana, mă duc noroc, era Cristiana acolo și m-a prins. Păi, îți imaginezi dacă vedeam ce pățeam eu? Aveam viteză. Melissa, ai spus că ești expert și știi foarte bine pe role să mergi. Și deodată a apărut Cristian, atâtea bărbați frumoși pe aici. Cristian l-a găsit. Vrei să-ți spun un sfat? Da. Conform științei, persoanele iubite se uită după undeva 20 și ceva de zile. Da? Asta e așa un sfat pentru tine. Așa că știi, dacă iubești, ajuți, da? Hai, ce vă certați atât? A fost doar o întâmplare. Cu cine nu se întâmplă? Păi ai luat-o și tu așa din greu deodată să sari în brațe la Cristian? Păi și care e problema ta? Păi dacă eu știam că e vorba de așa ceva, păi eu făceam ceva mai serios. Dragul și avea meu să-i cert cu mult mai repede. Dragul meu, eu am observat
că tot prin așa metodă ai vrut să-i cer. Și te rog frumos, ce crezi, că eu nu observ când te-ai dat de la sufletul cer? Eu să fi vrut să aplic așa metodă, eu deja o făceam. Și ei... Melissa a câștigat pariul, așa că dorința mea știi care este. Ce? Stai puțin! Așteptăm și pe ceilalți. Nu vreau. Îi aștept să spun. Pe Melisica o aștept, să așteaptă dacă vrei. Eu mă duc. Melisica. Ce am obosit? N-am obosit și eu. De unde sunt Riescu? Hai, Mirce. Dar poate așteptăm. Hai, Mirce, de ce vrei? Ai ceva probleme? Da, am. Hai să așteptăm pe Riescu. Restul deja cred că au plecat acasă. Păi și dacă nu, am venit cu ei, am venit cu Cristian, cu Sophie. Ok, și unde e Sophie? Unde e Cristian? Păi de asta și zic, să-i așteptăm. Ei au ieșit înaintea noastră, unde să-i aștept? Că nu sunt în vestea. Dacă nu au ieșit? Atunci caută-i. Sau tu ai dorință mare, trebuie să-l cauți pe Cristian? Am văzut că v-ați cuprins azi foarte mult. A fost un pariu. Dar tu mă de ochi te uiți. Dar și trebuie să vorbiți și vă asculta. Nu ascult eu nimic și n-am nevoie de problemele voastre. I-am plecat, papa! Vezi ce s-a primit? Și eu la fel am plecat, papa! Ei, stai, dar eu?